Bună seara, sunteți la emisiunea Dilemele Zilei. În această seară, un invitat, un reprezentant al autorității publice locale din Târgu Jiu, domnul viceprimar Aurel Popescu, lider al PSD Târgu Jiu. Bună seara, domnule viceprimar. Bună seara. Bine ați revenit la Tele 3. Vorbim despre politică și despre administrație. Începem cu politica. Astăzi un eveniment la Parlament. Rezultatul previzibil, demersul de asemenea. A avut un anumit parcurs în plenul Parlamentului. Moțiunea picat, PSD rezistă. Ce faceți de acum înainte? Previzibil, este foarte adevărat. Totul s-a desfășurat normal, corect, după regulile după care se desfășoară orice astfel de moțiune, orice astfel de organizare a unei moțiuni. E foarte clar, e foarte normal. Doamna prim-ministru Viorica Dăncilă a adus toate argumentele și răspunsurile necesare în fața Parlamentului care să convingă parlamentarii să meargă mai departe cu actualul guvern și cu programul de guvernare cu care Partidul Social Democrat împreună cu aliații săi ALDE au pornit la drum în decembrie 2016. Este firesc un program pe care încă o dată a demonstrat că l-au votat românii și parlamentarii trebuie să-l ducă la îndeplinire. Mare parte din promisiunile pe care le-au făcut parlamentarii actualei puteri în 2016 au fost deja duse la îndeplinire. Lucruri de altfel explicate astăzi în fața Parlamentului de către primul ministru. Lucruri punctuale pe care doamna prim-ministru le-a adus la cunoștință celor care negau cu foarte mare vehemență că ar fi fost puse în discuție și deja rezolvate ca și promisiuni făcute în decembrie 2016. Și aici s-a discutat suficient de mult, nu cred că trebuie să mai dezvoltăm noi, creșteri de salarii, creșteri de pensii, scăderea TVA-ului, o serie întreagă de avantaje pe care actuala putere le-a promis și rezolvat atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru dezvoltarea mai departe a României, așa cum ne-am dorit și cum ne dorim de altfel. S-a discutat, este foarte clar, s-a discutat despre creșterea economică pe care România a înregistrat-o în această perioadă de timp, de când actuala guvernare este la putere și este instalată în România. Creșterea economică, de altfel, care se regăsește și în buzunarele fiecărui român, așa cum este normal. Atunci când ai creștere economică, toate lucrurile astea trebuie să se vadă cu adevărat în buzunarele noastre și în economia țării noastre. E firesc să mergem mai departe cu programul de guvernare pe care ne-am angajat să-l respectăm în decembrie 2016. Este cât se poate de firesc să continuăm modul în care au fost abordate toate discuțiile și modul în care a fost abordată în mod special abordată tema vis-a-vis de creșterea economică care trebuie să se înregistreze în dreptul industriei și producției în România. Pentru că sunt lucruri firești, știm cu toții că o creștere economică stabilă trebuie să se bazeze în mod special pe producție, în mod special pe investiții și acest lucru este, din punctul meu de vedere, prioritatea absolută pentru actualul guvern și pentru cei care astăzi sunt la putere. Restanțe mari la capitolul investiții, a vorbit și opoziția despre acest lucru. Și chiar așa și este în realitate, drumuri, investiții obligatorii. Nimeni nu neagă faptul că mai sunt foarte multe lucruri de făcut și sunt în continuare foarte multe lucruri pe care
Guvernarea trebuie să le pună în operă. Nimeni nu neagă faptul că este important să continuăm drumul firesc pe care am pornit și în ceea ce privește atragerea de fonduri europene și în ceea ce privește dezvoltarea pe care ne-o dorim prin toate proiectele pe care le are guvernul și pe care le aplică și le sprijină în dezvoltarea în fiecare județ în parte. Pentru că am văzut și vedem permanent că actualul guvern, prin ministerele de resort, face tot posibilul să sprijine fiecare județ prin programele de dezvoltare regională, locală, prin atribuirea de fonduri pentru proiecte în mod special care să dezvolte fiecare localitate în parte din România. E normal, e firesc. În momentul în care începi să construiești, toate lucrurile trebuie foarte bine stabilite, foarte bine argumentate, toate lucrurile trebuie foarte bine coordonate și la un moment dat rezultatul trebuie să fie pozitiv. Producția trebuie să fie una foarte sănătoasă pentru economia țării noastre și cifrele pe care le avem atât prin Institutul Național de Statistică cât și prin Eurostat fac precizarea clară că România a înregistrat creșteri atât vis-a-vis de partea productivă, cât și la nivel general România înregistrează o creștere economică destul de serioasă. Și, bineînțeles, previziunile pentru anii următori sunt la fel pozitiv în ceea ce privește România ca și creștere economică. Rămân totuși destul de mulți români care trăiesc la limita sărăciei sau chiar în sărăcie extremă și am văzut un raport ieri, un raport al Băncii Mondiale care vorbea de 900.000 de români care trăiesc, duc o viață de ghetou, practic, și erau date și exemple în care se spunea că nu aveau apă curentă sau singura sursă de apă era hidrantul. Poate că chiar de Hunedoara se vorbea. Da, poate că n-ar fi lipsit de importanță să punem cifrele față în față, adică ce se întâmpla în urmă cu aproximativ un an și jumătate, deci în urmă cu 2 ani, să zicem, undeva în anul 2016 și ce se întâmplă acum ca și cifre, ca să ne dăm seama dacă într-adevăr este o schimbare sau nu, pentru că am văzut cu toții cifre care arată clar că nivelul celor care sunt într-adevăr în situații de acest gen a scăzut în ultimul an și jumătate și ne dorim cu toții ca numărul celor care au un confort sporit și duc o viață mult mai liniștită să fie din ce în ce mai mare și de ce nu cu toții să avem acel nivel de trai pe care ni-l dorim. Dar, repet, lucrurile trebuie să meargă permanent în acest ritm, cu creșteri permanente, pentru ca la un moment dat să înțelegem că toate aceste lucruri în timp se pot rezolva. Este acesta cea mai bună formulă de guvern pe care PSD putea să o propună? Cei mai buni miniștri, cei mai competenți? Nu știu, rezultatele trebuie să vorbească întotdeauna. Nimeni nu neagă un lucru clar, că oricând pot fi găsite tot felul de formule care să fie într-un fel sau altul alternative la formulele actuale. Dar în acest moment, dacă acest guvern își respectă programul de guvernare și își respectă cetățenii, este bine să mergem în continuare pe mâna acestui guvern și să reușim împreună să demonstrăm că România este o țară, așa cum ne-o dorim cu toții, o țară prosperă și că România nici de departe nu mai trebuie să fie acea țară din care vine o forță de muncă ieftină sau acea țară în care să vină companii străine din afară pentru
forța de muncă foarte ieftină pe care o găsea înainte o companie care venea din afara țării noastre. Este cât se poate de corect și de firesc să crească și salariul minim pe economie, să crească și salariul mediu pe economie, să crească și punctul de pensie. Toate aceste lucruri trebuie să se vadă, trebuie să se simtă, trebuie să le perceapă ca fiecare dintre noi ca fiind o realitate. De acord cu toate aceste lucruri, însă de ce intră de fiecare dată în tablou, în peisaj, problema eternă a statului paralel, a modificării legilor justiției, a dosarelor penale? De ce se combină toate aceste lucruri și se ajunge la cu totul un alt rezultat până la urmă? Cred că această luptă... Asta cu ordonanța cu legile justiției nu era trecut în programul de guvernare, din câte știu eu. Cred că această luptă, la un moment dat, trebuie să ia sfârșit. Este foarte adevărat că era normal, era firesc să fie atacat și acest subiect și această temă să fie una pe ordinea de zi a actualului guvern, pentru că de prea multă vreme s-a mers în necunoscut. De prea multă vreme lucrurile au trenat și nimeni nu a avut curajul, nu a avut tăria să atace această stare care devenise o normalitate. A fost atacată pentru că Liviu Dragnea are probleme penale? Dacă nu avea, mai era abordată problema asta? Cu siguranță ar fi fost abordată pentru cei mulți, pentru că nu doar Liviu Dragnea a avut probleme sau are probleme care trebuie să fie discutate de justiția română. Sunt foarte mulți cetățeni români care au astfel de situații. Și vă pot spune, nu mai departe decât zilele trecute, m-am întâlnit cu cineva care îmi spunea foarte mulțumit că în sfârșit se ia atitudine, pentru că pe o situație aproximativ similară a avut mult de suferit în perioada trecută și de departe nu era de acord cu ce se întâmplă și ce s-a întâmplat până acum în justiție. O ultimă chestiune pe tema aceasta. Victor Ponta a anunțat că pregătește pentru toamnă un guvern competitiv care să preia hățurile executivului. Este dreptul domniei sale. Deja conduce bine un partid. Speranțele domniei sale încep să crească. Sper ca lucruri foarte bune să se întâmple în perioada următoare în ceea ce ne privește pe noi, Partidul Social Democrat. Și cu politicieni de la PNL și PSD, spune. Probabilitate mică să plece cineva de la Partidul Social Democrat. Vă referiți la parlamentari? La parlamentari, mă refer în primul rând. Iar mai departe, în teritoriu, rămâne de discutat. Nu cred că sunt probleme în ceea ce ne privește. În ceea ce privește organizația din municipiul Târgu Jiu, eu știu că avem o organizație destul de puternică aici, organizația Partidului Social Democrat destul de puternică și chiar nu cred că ar trebui să ne facem probleme de natura unei eu știu, mișcări de trupe către o altă formațiune politică. Ne-am respectat, ne respectăm, știu că discutăm foarte des la fiecare ședință a Biroului Permanent Municipal despre mișcările care se fac în actuala perioadă pe scena politică. E adevărat, iată, mai apar și alte formațiuni politice care încearcă și fac tot posibilul să rupă fiecare dintre ele, să rupă câte puțin din actualele structuri. Partidul nostru nu cred că va avea de suferit și o dovadă certă a acestui lucru, iată un sondaj de opinie promovat astăseară de către media centrală, un sondaj de opinie făcut de către Sociopol,
un institut de sondare destul de serios indică încă o dată faptul că Partidul Social Democrat este de departe pe prima poziție în opțiunile electoratului cu 41%, PNL-ul undeva la aproape 20%, iar ALDE a crescut în detrimentul altor partide, partide micuțe care au pierdut în avantajul societății formațiunii ALDE. Este încă o dovadă că Partidul Social Democrat își respectă membrii și aceștia merg în continuare în bloc, în această formațiune politică alături de guvern și de parlamentarii noștri. Dacă spuneți că alte partide de la PSD nu prea vor reuși să ia membrii, activiștii, PSD se gândește la vreo campanie de... Nu este exclus. Fiecare formațiune politică încearcă să se întărească într-un fel și e normal să se poarte discuții pe această temă de către formațiunile politice nou apărute. Și, în primul rând, aici cred că va avea un cuvânt destul de serios de spus pro-România care a apărut pe scena politică, pentru că se mai anunță și un partid, o formațiune politică, nu știu ce formă va avea mai departe, dacă se va înregistra, dacă nu se va înregistra, ca și partid politic, o formațiune condusă de domnul Oprea. Sunt o serie întreagă de alte formațiuni care mai fac tot felul de presiuni și își fac tot felul de strategii pentru a atrage membrii în cadrul lor. Dar sunt convins că organizațiile noastre sunt suficient de stabile și cu un capital uman suficient de serios și de stabil ca să ducem în continuare lupta noastră fără nicio problemă. Primarul liberal Marcel Romanescu ar avea loc în PSD? Nu știu, dați-mi voie să mă abțin și să vă spun încă o dată că niciodată în cadrul organizației PSD Târgu Jiu nu s-a discutat despre venirea domniei sale aici. Ba mai mult, chiar domnia sa a spus că în 2020 va candida din partea Partidului Național Liberal, drept pentru care nu știu de ce s-a tot accentuat această temă și s-a tot încercat să fie pusă din nou pe tapet de toată media din Târgu Jiu. La un moment dat chiar am întrebat unul din aliații PSD. La un moment dat chiar am întrebat tot promova astfel de informații. Da. La un moment dat chiar am întrebat de ce toată lumea se interesează de PSD, dacă va avea sau nu va avea sau cine va fi candidat în 2020, de ce nu se interesează la PNL? Pentru că actualul primar al municipiului Târgu Jiu e de la PNL. N-am înțeles deloc de ce toată lumea se interesează de PSD și nu se mai interesează și de celelalte formațiuni politice. Da, așa este. Când probabil un partid politic este... PSD și PNL pentru primăria Târgu Jiu. Atunci când un partid politic este foarte puternic pe scenă, toată lumea se îndreaptă către acel partid politic și celelalte partide rămân în plan secund. Nu, în ceea ce mă privește și în ceea ce ne privește, vrem să avem candidatul nostru la primăria municipiului Târgu Jiu, vrem să ne-l creștem în 2019 și în 2020 să avem un candidat cu un potențial foarte ridicat, cu care să câștigăm, bineînțeles, primăria municipiului Târgu Jiu. E total exclusă varianta Marcel Romanescu la PSD? Din punctul meu de vedere, da. Dar dacă, mă rog, se decide la un alt nivel? Păi, cred că organizația municipală trebuie să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește candidatura unei persoane din afara partidului pentru primăria municipiului Târgu Jiu. Și dacă se va trece peste?
Organizația municipală? Eu vreau să cred că organizația municipală va fi într-un fel sau altul parte a discuțiilor care se vor face vis-a-vis de candidaturile din 2020. Nu cred că o organizație poate fi neglijată pentru o astfel de problemă foarte importantă de altfel. A, da, dacă se vine cu un nume serios, cu un nume greu, cu o persoană care să facă cu adevărat din afara partidului. Din afara partidului, care să facă cu adevărat o posibilă victorie. Discuție și firesc să facă posibilă victoria cu siguranță în 2020, nu am și nu avem absolut nimic de obiectat. Dar exact Marcel Romanescu ca propunere. Stimate domn, eu cred că această temă mai poate fi lansată pentru că până și Marcel Romanescu la un moment dat spunea că domnule, mai am doar la UDMR să fiu trecut ca fiind într-o discuție și am epuizat toate partidele politice. În ceea ce mă privește, cred că a fost și o strategie a lui Marcel Romanescu de a arăta cât e de dorit de toate formațiunile politice și ciracii de pe lângă el au făcut posibil acest lucru. E bine, nu e tocmai așa, pentru că dacă privim puțin în oglindă, putem vedea că a bătut la ușă la ALDE și ALDE a închis ușa, a bătut, se pare, la ușă la PSD și PSD-ul i-a închis ușa. Deci, nu știu dacă e tocmai formula care și-a dorit-o sau și-o dorește cineva. Poate că s-a vrut a se lansa o idee, o ipoteză că domnule este un candidat extraordinar și fără el nu se mai poate și nu se învârte Târgu Jiu absolut deloc după soare. E, uite că nu e tocmai la fel gândită această variantă și în cadrul organizației noastre. Deci, în cadrul organizației PSD Târgu Jiu nu s-a discutat niciodată despre venirea lui Marcel Romanescu la noi în organizație. Am înțeles, luăm o pauză de publicitate, ne revedem în câteva momente. Ce facem și tot la Lăutari ne întoarcem. S-au adunat în zicările și glasurile lor toate domnile, dragoste împlinite și neîmplinite, trădate și blestemate, trecătoare și fără de moarte. Sunt alături de mine ultimii lăutari adevărați ai Gorjului. Haideți să-i cunoaștem și să învățăm să-i prețuim cu adevărat. Grigore Leșe și lăutarii din Gorj, cântece care ne-au însoțit istoria. Duminică 1 iulie de la ora 20:30 în Parcul Coloanei fără sfârșit. Eveniment organizat prin programul centenar de Consiliul Local și Primăria Municipiului Târgu Jiu. Intrarea liberă. Cântă cu bubată albina de răsună Bucovina. Ofertă imbatabilă în cadrul campaniei de primăvară 2018 la Raico, dealer autorizat Husqvarna. Până în luna iunie, motoferăstrăul Husqvarna 236 costă doar 799 de lei, iar motounealta Husqvarna 128R 1099 de lei. Nu ratați reducerile la motouneltele Guardview și motoferăstraele pentru elagaj, dar și la motoferăstraele Husqvarna 455 Ranger, 365 X-Torque și cele din gama XP. În plus, la motoferăstraele 435-2 și 440-2 primiți cadou două lanțuri X-Cut la cumpărarea acestora. Reduceri uimitoare și la tractoarele pentru tuns gazon, între 500 și 1500 de lei, plus cadou un refulator pentru fiecare tractor cumpărat. La cumpărarea unei mașini de tuns gazon se oferă cadou o foarfecă pentru Guardview, iar la cumpărarea unui Raider 320 AVD Husqvarna beneficiați de 10% reducere la accesorii. Oferta
varianta completă a campaniei de primăvară 2018 în magazinele Husqvarna din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni și Padeș. Raico, dealer autorizat Husqvarna, Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Ia-l naiba de greu să fim cei mai buni! Vara asta, distracția ultra all-inclusive se numește Ana Summer Events. Pofta de răcoare este răsplătită cu o atmosferă pe măsura gusturilor tale. Apă, nisip, palmieri și multă muzică bună. De siguranța, răsfățul, confortul și satisfacția clienților se ocupă personalul nostru calificat. Piscină copii, piscină adulți, jacuzzi, șezlong și baldachine, bar și autoservire. Toate la dispoziția ta pentru o vară ultra all-inclusive la Ana Summer Events. Ana Summer Events, insula bunului gust. O carieră strălucită înseamnă un învățământ de calitate, taxe mici și o varietate de programe de studiu. Toate acestea le găsești la Universitatea Constantin Brâncuș. Universitatea Constantin Brâncuș dezvoltă personalități, dar mai ales caractere. Învățăm împreună. Pregătim cariere împreună. Fii inspirat. Mergi la sigur cu UCB. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu. La o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Dacă Elveția face egal cu... Da, suntem în direct la emisiunea noastră, vorbim despre zona politică, sigur că discutăm în pauză și despre ce se întâmplă la campionatul mondial acolo unde... văzând echipa Germaniei, am avut senzația că urmăresc echipa României, se mai întâmplă și astfel de lucruri, dar parcă e bine să fie acolo totuși decât să nu fie, chiar dacă e o prestație lamentabilă, cum a avut Germania, campioana mondială eliminată în această seară. Avem și un material pe care îl urmărim acum legat de subiectul cu care am încheiat prima parte, apropo de sosirea posibilă sau virtuală discutată a primarului Romanescu în PSD, să vedem ce părere are unul dintre liderii organizației locale din Târgu Jiu. Urmărim materialul și comentăm. Motivul pentru care viceprimarul PSD se gândește la posibilitatea unei retrageri din partidul în care a activat atâția ani este o posibilă relație de colegialitate pe linie politică cu Marcel Romanescu. Adrian Tudor susține că dacă această mișcare ar avea loc, el nu s-ar mai regăsi în partid. Dacă, așa cum în acest moment, nu reușește să facă ceva concret pentru acest oraș și ar fi luat la PSD, ar fi doar o mișcare de oportunitate. Așa ar fi văzut partidul ca o oportunitate să meargă mai departe la o funcție de primar. Eu nu m-aș mai regăsi în mișcarea asta. Președintele executiv al PSD, cel care de altfel ar fi negociat această trecere a lui Romanescu în tabăra PSD, îl apostrofează pe Adrian Tudor. Mihai Weber susține că, așa cum un membru nou decide să vină în partid, la fel poate să și plece unul vechi. Acum noi cred că este momentul de o luptă a orgolilor și a ne arăta mușchii fiecare. Vreau să spun un singur lucru și asta e valabil pentru orice membru al partidului. Într-un partid intri de bunăvoie, de asemenea plecarea din partid o faci de bunăvoie. Deci nu cred că e cazul acum să punem condiții. Marcel Romanescu a declarat în nenumărate rânduri că rămâne liberal, cel puțin până în 2020. Am revenit, iată, ca să încheiem și discuția cu legată de subiectul acesta, cu opinie a colegului nostru Adrian Tudor, iată, a luat decizia deja, nu va mai rămâne în partid, dacă se întâmplă. E adevărat, dar
În material... Și a apărut și domnul Weber în material. Corect. În material a fost subliniat foarte bine un anumit lucru. Marcel Romanescu nu poate să treacă la Partidul Social Democrat până în 2020. E la fel de adevărat că poate să treacă dacă va fi dat afară din PNL. Dacă e dat afară din PNL și pierde funcția de primar. Da? Dacă e exclus din PNL, nu știu dacă... Dacă e exclus, nu pierde această funcție. Dacă își dă demisia, o pierde. O pierde. Exclus din PNL, nu va fi, cu siguranță. Decât dacă s-ar afișa și să spune voi candida în 2020 din partea PSD, probabilitatea s-ar putea mică. Să fie exclus din partid. Probabilitatea mică. Dacă va apărea alături de domnul Dragnea. Sau în același timp, Partidul Social Democrat nu își poate permite să aștepte până în 2020 să vadă dacă cineva vine sau nu vine în rândurile membrilor PSD. Deci, lucrurile astea cred că lămuresc o grămadă de alte lucruri. Sunt pur și simplu niște discuții, sunt pur și simplu niște speculații. Deci, dumneavoastră ați spus foarte clar, da, domnule, dacă PNL-ul îl dă afară, rămâne primar. Da? Dar nu cred că PNL-ul îl va da afară pe Marcel Romanescu. Chiar dacă să zicem, va declara... Chiar nu dacă, nu cred că își permite Partidul Național Liberal să piardă un primar de municipiu acum, doar ca să facă nu știu ce zarvă în politică și în media. Iar Marcel Romanescu cu siguranță nu o să-și dea demisia din Partidul Național Liberal ca să pierdă funcția de primar. Deci, eu cred că lucrurile sunt discutate. Nu știu de ce se tot amplifică. Și PSD așteaptă să vadă trece, vine... PSD nu, nu poate să aștepte până în 2020 sau altcineva, dacă, sau... Corect, să vadă dacă vine Marcel Romanescu aici. În toamnă acum sau în anul ăsta? În toamnă, cu siguranță, vom face un sondaj de opinie care... să vedem care sunt cele mai bine poziționate persoane, cei mai buni membri ai noștri care pot face față acestei provocări și cu siguranță vom avea un candidat începând cu 2019 pentru viitoarea campanie de locale din 2020. Viitorul candidat potențial care va fi măsurat și în raport cu primarul în exercițiu? Firesc, sondajul de opinie se va face pe niște criterii foarte serioase de către un institut de sondare foarte serios. Și toate lucrurile astea vor fi luate în calcul. Se va face un sondaj cu siguranță în interiorul partidului să vedem care este cea mai potrivită persoană sau care sunt cele mai potrivite persoane, pentru că se poate merge și pe două sau trei persoane chiar. Și ulterior în din partid 2019... Sau din partid sau din afară? Am mai discutat problema aceasta. Poate veni și din afară o persoană foarte, foarte importantă. Fără și apartenență politică? Chiar fără apartenență politică. O persoană care să facă cu adevărat o figură foarte frumoasă în 2020. Dacă vine o persoană cu notorietate și o persoană super credibilă, ar fi culmea să zică Partidul Social Democrat, ba pardon, noi suntem aici membrii PSD și nu poate nimeni trece peste noi. Ar fi o adevărată nebunie. Nu, nu putem face acest lucru. Dar cu siguranță vom avea în 2019 omul nostru pe care să-l promovăm pentru candidatura din 2020 pentru primăria municipiului Târgu Jiu. Este firesc și acest lucru ca acea persoană sau acele persoane să fie măsurate cu potențiale candidaturi ale altor partide, ale altor formațiuni politice de pe scena politică din Târgu Jiu, pentru că trebuie să știm și noi unde ne aflăm, care este poziția noastră și care sunt problemele cu care trebuie să venim cu adevărat în 2020 în fața electoratului. Dumneavoastră, vă doriți să intrați în sondaj? Să nu știu. Vedeți nu ce știu. Potențial rămâne să discutăm aveți? În cadrul organizației, rămâne să vedem care sunt cele mai bune variante și dacă voi candida sau nu voi candida, am spus-o și o spun încă o dată, rămân membru al acestui partid, al acestei formațiuni politice. Voi munci și firesc voi face tot ce e posibil ca în 2020 și nu doar în 2020, pentru că deja în 2019 avem alte două campanii electorale, vorba de europarlamentarele din mai 2019 și de campania prezidențială din pe final de an.
decembrie 2019. Deci, cu siguranță, în ceea ce mă privește, voi fi aici și, așa cum am făcut-o și până acum, voi lupta alături de colegii mei pentru a câștiga atât la europarlamentare, cât și la prezidențiale, suficient de multe voturi încât organizația noastră să rămână pe poziția fruntașă în bătălia cu celelalte organizații din Târgu Jiu. Sunt într-o la capitolul politică, se apropie, mă rog, sau ați avea programat o ședință de birou politic permanent la Târgu Jiu săptămâna asta, veți analiza situația domnului Pasti? Nu știu sigur dacă în această sau în săptămâna care urmează vom avea ședință de birou permanent, pentru că sunt foarte multe persoane, foarte mulți colegi care au anunțat că sunt în vacanță. Deja s-a luat vacanța și au început deja și la noi concediile și vacanțele. Dar cu siguranță vom avea o ședință de birou permanent în perioada următoare. Și vom analiza foarte multe teme, foarte multe subiecte pe care le avem. Le avem deja creionate. Au fost o serie întreagă de evenimente, chiar și această moțiune de cenzură care a fost astăzi pe ordinea de zi în Parlament va fi una din discuțiile pe care le vom dezvolta în cadrul biroului permanent municipal. Este firesc să discutăm și aici despre moțiunea de cenzură care a trecut, dar care trebuie luată în considerare și care trebuie analizată și în interiorul partidului. În urma problemelor care s-au ridicat, cu siguranță și noi vom face tot posibilul să găsim soluții pentru problemele care au apărut, iată, în urma acestei moțiuni de cenzură și care ar putea, într-un fel sau altul, să fie abordate și rezolvate într-o perioadă mai scurtă de timp. Se impune excluderea în partidul unui Pasti sau nu se va merge? Nu știu, biroul permanent va decide dacă se impune o măsură mai aspră sau o măsură mai blândă vis-a-vis de ieșirea fiecărui coleg al nostru în spațiul public cu afirmații sau cu puncte de vedere singulare. Domnul Pasti a avut un punct de vedere personal acolo. Nu știu dacă ați ascultat, am făcut tot posibil să ascult întregul sincron. E adevărat, în prima parte a sincronului, domnul Pasti și-a exprimat încă o dată solidaritatea domniei sale față de organizația PSD Târgu Jiu. Încă o dată a explicat faptul că organizația noastră este o organizație puternică și poate să depășească orice moment. În a doua parte, e adevărat, nu știu dacă s-a interpretat sau nu, a făcut trimitere la domnul președinte Liviu Dragnea, care de altfel a primit sprijinul întregii organizații județene, deci inclusiv a organizației municipale, atunci când a avut nevoie prin punctul de vedere pe care l-am avut și punct de vedere care a fost transmis de către domnul președinte al organizației județene, domnul senator Florin Cârciumaru. Pot exista mai multe puncte de vedere, puncte de vedere diferite, chiar diametral opuse în cadrul unui partid? Dacă partidul lansează o anumită linie? Noi sunt cultivate, de obicei suntem, sau nu sunt? De obicei suntem foarte atenți la declarațiile din spațiul public și am făcut tot posibilul ca discuțiile în contradictoriu să le avem acolo, în bucătăria noastră, la sediul de partid, în cadrul ședințelor, în cadrul întâlnirilor pe care le-am avut pe ordine, pe linie politică. Ce să spun mai departe? N-ar trebui să mai repet ce am spus. Cred că domnul Pasti în prima parte a interviului și-a exprimat încă o dată susținerea față de partid. E adevărat, spre final,
a făcut trimitere la condamnarea domnului președinte și la punctul de vedere vis-a-vis de rămânerea sau plecarea domniei sale din partid. Dar, în același timp, a făcut trimitere și la prezumția de nevinovăție care trebuie să fie aplicată tuturor, indiferent de culoarea politică, indiferent de poziția pe care o are în partid. Sigur că vorbea la un moment dat, senzația era că vorbea la modul general, că oricine, indiferent că îl chemă Dragnea sau nu, ar trebui să facă un pas în spate în cazul unor condamnări, dar aici și partidul ar trebui să vină cu niște modificări de statut, să fie mai clare anumite prevederi, să se spună clar că dacă există condamnări definitive, nedefinitive, să fie precizările foarte clare făcute, dacă se mai pot ocupa funcții la nivel politic sau în administrație, oricum. Așteptăm să vedem. Ar fi o pierdere pentru PSD Târgu Jiu? Eu am avut din o... Că înțeleg că va fi o decizie colectivă. Corect. Eu am avut deseori discuții cu domnul Cristi Toader Pasti și înainte de 2016, înainte n-ar de alegerile locale. Chiar am ținut și l-am susținut pe domnul Cristi Toader Pasti în a intra în echipa noastră. Am susținut în fața celorlalți, l-am susținut pentru că îi cunoșteam capacitatea de muncă, îl știam ca și om, îl știu pe domnul Pasti de foarte mulți ani, noi am mai fost colegi la o altă formațiune politică, ne știam deja de acolo și am în continuare încredere în domnia sa. Nu știu, organizația va fi cea care va stabili dacă s-a depășit linia aceea care separă cele două zone, da sau ba. Deci n-aș vrea să mă pronunț eu până când nu vom discuta într-un cadru organizat la sediul partidului. Până în 2020 ar fi nevoie de o schimbare de președinte la PSD sau ar trebui să rămână tot domnul Cârciumaru? Dacă mă întrebați pe mine, da. Eu am mai răspuns și vă răspund cu mare drag. În ceea ce mă privește, pentru că sunt foarte aproape, iată, alegerile europarlamentare, alegerile prezidențiale, până în mai anul viitor, mai sunt 11 luni sau mai puțin de 11 luni, dacă luăm în calcul faptul că înainte cu 6 luni n-ar mai trebui făcute absolut nicio organizație. Alegeri chiar interimat, dacă există în unele organizații, trebuie să se meargă în continuare pe acel interimat. În ceea ce mă privește, cred că trebuie să mergem în continuare pe această formulă, pe formula actuală, o formulă cât se poate de normală. Fiecare are poziția pe care câștigat-o urmarea muncii pe care a prestat-o în cadrul organizației județene. Deci nu mai rămâne decât ca domnul Liviu Dragnea să decidă dacă mai e nevoie să se facă alegeri sau nu în organizațiile județene. Eu cred că se poate întâmpla orice. Nu aș putea eu să impun o anumită strategie în ceea ce privește organizațiile județene pentru perioada care urmează. Dar cu 6 luni de zile înainte, cu siguranță nu vor mai avea loc alegeri sau așa ar trebui să se întâmple. Iar pentru alegerile prezidențiale, iarăși este imposibil ca între europarlamentare și prezidențiale să se întâmple ceva în oricare organizație județeană, pentru că ar fi un deserviciu adus organizației respective, întrucât știm că orice schimbare de conducere aduce la rândul ei o schimbare în întreaga structură a organizației respective. Deci dacă până în octombrie-noiembrie nu vor avea loc alegeri, nu vor mai fi deloc până în 2020. E un punct de vedere. Am înțeles că întrecerea și către administrația locală, e o știre abordată astăzi de presa din județul Gorj legată de poliția locală
Târgu Jiu, avem și un material să-l urmărim și revenim cu discuții. Calitate, nu cantitate. Pe acest principiu merge și edilul municipiului Târgu Jiu, care este de părere că în acest moment la poliția locală sunt prea mulți șefi care fac gaură în vistieria primăriei. Marcel Romanescu are în plan ca la ședința de Consiliu Local de luna viitoare să ia o decizie în acest sens. În prezent, instituția are 6 șefi în condițiile în care sunt 80 de polițiști locali. Cei care stau în birouri încasează lunar 6.000 de lei net, fără normă de hrană. Dacă planul edilului va fi pus în practică, lefurile polițiștilor vor scădea semnificativ. Nu este o decizie, este o analiză pe care o fac. Mi-a fost făcută o propunere de către domnul Urdea și urmează împreună cu aparatul de specialitate din cadrul primăriei să analizăm acea organigramă propusă. Eu am spus și la începutul mandatului, îmi doresc coordonarea serviciilor de acolo de maxim 2 persoane, adică un șef serviciu și un șef birou. În momentul în care ai mai mulți șefi, din punctul meu de vedere, corelarea sarcinilor nu se face în mod eficient și asta este dorința pe care o am eu în acest moment. Decizia va fi luată de consilierii locali în ședința de luna viitoare. E adevărat că se va supune unei hotărâri de Consiliu Local și acolo putem să vedem exact dacă consilierii vor susține această idee sau se gândesc la altă variantă. Îmi doresc mult mai mulți oameni operativi în detrimentul șefilor, adică îmi doresc oameni în stradă și mai puțin coordonatori, pentru că se poate, viața ne demonstră și uitați-vă la ceea ce se întâmplă la Poliția Națională, unde sunt ca număr, cam același efectiv, mă refer la Poliția de la Târgu Jiu și care au coordonarea unui singur șef serviciu. La noi sunt 6 șef servicii pe același număr de angajați, ceea ce din punctul meu de vedere este anormal. Șeful Poliției Locale, Florin Urdea, este cel care a venit cu propunerea de reducere a numărului posturilor de conducere. Da, am revenit. Cum vi se pare această propunere? E utilă? Aduce cu sine reducerea costurilor? Sau este, care foarte, ar fi calculul? Este foarte bine să vină domnul primar cu propuneri de acest gen. Este foarte bine să se facă analize, să se facă analize înainte de orice în cadrul aparatului de specialitate al primăriei și în mod special al direcției Poliției Locale. Și după aceea să se discute în cadrul organizat al Consiliului Local toate propunerile cu care se va veni pentru schimbarea organigramei în cadrul Poliției Locale. Dacă lucrurile pot... După ce am înțeles din știre, la final, cel puțin, se spune că propunerea vine dinspre Poliția Locală. Corect. Dacă lucrurile pot fi modificate în acest sens, dacă se poate organiza și altfel de cum a fost organizată până acum, ca și structură, ca și poziții în organigrama respectivă, nu avem de ce să ne opunem. Din potrivă, lucrurile... Nu știu dacă sunt prea mulți șefi, pentru că lucrurile acestea s-au discutat și într-o ședință a Comisiei de Ordine Publică. Au fost prezentate în paralel și varianta pe care o are în acest moment Poliția Municipală și varianta pe care o are ca și organigramă Poliția Locală. E adevărat, titulaturile diferă puțin, dar ca și număr de coordonatori sunt cam la fel. Am întrebat și eu mai departe la Poliția Municipală dacă acolo este o altă sau o schimbare radicală a organigramei față de Poliția Locală. E o altă titulatură, e un alt mod de coordonare a activității. Dar, repet, dacă se dovedește că se poate altfel, de ce nu? Am fost deschiși unor schimbări care să aducă plus valoare și un beneficiu până la urmă și Poliției Locale și Municipiului Târgu Jiu. Este binevenită orice schimbare care să aducă o altă față unei direcții, dar să aducă un semnal pozitiv și în mod special față de cetățean, mă refer. Pentru că dacă cetățeanul se simte mai în siguranță când vede organul de ordine publică activ,
Este foarte bine. Dacă nu facem nimic să schimbăm mentalitatea, să schimbăm modul de gândire, modul de abordare, nu am făcut absolut nimic decât să avem alte denumiri. Și aici, dacă îmi dați voie, am să fac o paranteză, fără să-i laud, astăzi discutam cu o persoană, un cetățean din Târgu Jiu, care mi-a lăudat un polițist local care se află, care are punct de lucru în Parcul Central, care polițist local a oferit informații foarte interesante și suficient de pertinente și de complete unor prieteni cu care respectivul cetățean a mers în Parcul Central, a vizitat operele lui Brâncuș și a cerut câteva informații, altele opere sau care erau altele care decât cele care erau pe panoul informativ. Deci, iată că se întâmplă și lucruri bune. Da, noi de obicei atacăm și facem tot posibilul să promovăm doar lucrurile negative. Până la urmă, polițiștii care au în supraveghere operele lui Constantin Brâncuș chiar ar trebui să fie pregătiți într-un alt Absolut. Fel. Și am să Poate vă spun, chiar să cunoască și o limbă, mă rog, engleză. Și am să vă spun și ce s-a discutat într-un final, pentru că persoanele respective au întrebat respectivul polițist local cum de are atât de multe informații și poate să ofere atât de multe informații despre operele lui Brâncuș. Răspunsul a fost următorul. Dom'le, de fiecare dată când aveam posibilitatea să ofer cuiva o întrebare, dacă simțeam că întrebarea nu este suficient de răspunsul nu este suficient de complet, imediat ce aveam posibilitatea, mă informam și am făcut permanent în așa fel încât răspunsurile să fie cât mai complete și cât mai pertinente vis-a-vis de operele lui Brâncuș. Și eu propun să-l angajăm ghid la centru de informare. Avem ghizi. Important este să fie solicitați. Important este să fie solicitat. Au mai fost solicitat, să știi, și n-a ieșit bine deloc. Luăm încă o pauză de publicitate. Acum ne revedem imediat. Facem ce facem și tot la lăutar ne întoarcem. S-au adunat în zicările și glasurile lor toate domnule, dragoste împlinite și neîmplinite, trădate și blestemate, trecătoare și fără de moarte. Sunt alături de mine ultimele lăutare adevărate ai Gorjului. Haideți să-i cunoaștem și să învățăm să-i prețuim cu adevărat. Grigore Leșe și lăutarii din Gorj, cântece care ne-au însoțit istoria. Duminică 1 iulie de la ora 20:30 în Parcul Coloanei Fără Sfârșit. Eveniment organizat prin programul centenar de Consiliul Local și Primăria Municipiului Târgu Jiu. Intrarea liberă. Vara asta, distracția ultra all-inclusiv se numește Ana Summer Events. Pofta de răcoare este răsplătită cu o atmosferă pe măsura gusturilor tale. Apă, nisip, palmieri și multă muzică bună. De siguranța, răsfățul, confortul și satisfacția clienților se ocupă personalul nostru calificat. Piscină copii, piscină adulți, jacuzzi, șezlong și baldachine, bar și autoservire. Toate la dispoziția ta pentru o vară ultra all-inclusiv la Ana Summer Events. Ana Summer Events, insula bunului gust. O carieră strălucită înseamnă un învățământ de calitate, taxe mici și o varietate de programe de studiu. Toate acestea le găsești la Universitatea Constantin Brâncuș. Universitatea Constantin Brâncuș dezvoltă personalități, dar mai ales caractere. Învățăm împreună. Pregătim cariere împreună. Fii inspirat.
mergi la sigur cu UCB. Bilet pentru cei dragi. Știu că vă plac dulciurile, dar nu aveți timp să le faceți în casă. Vă e dor de cozonacii rotofei ai bunicii, de plăcintele rumene și aburinde, de foietaje fragede și cornuri cu gem sau cremă de ciocolată? Prea complicat să vă pierdeți vremea la cuptor. Lăsați patiserii cu tradiție să vă răsfețe. Cu multă pasiune, Aida. E vremea să mergeți la patiseria Aida. Toate produsele sunt proaspăt coapte în fiecare zi. Aveți încredere că și copiii mănâncă ceva dulce, bun și proaspăt, nu congelat. Cei mai buni cozonaci și produse tradiționale românești la patiseria Aida. Pentru comenzi, sunați la 0720 009 977 ori mergeți direct la patiseria Aida din Târgu Jiu, strada Nicolae Titulescu, vis-a-vis de liceul pedagogic, în complex favorit din Piața Mică sau la punctele de vânzare din centrul orașului. Aida, cu multă pasiune. Patiserie din 1994. Am revenit la emisiunea ultima parte, abordând tot probleme de interes local, de interes local și celebra parcare de la Rotna. Dacă mai faceți vreun comentariu, se va face sau nu se, nu se va face parcarea asta de către un investitor privat, de către primărie, de către într-un parteneriat public-privat, care va fi formula, când se va inaugura, mă rog, câte locuri. Da, ce se întâmplă? De ce durează atâta un proiect din ăsta? Că va fi făcut de primărie, că va fi făcut de un privat, că va fi făcut de o formulă mixtă, într-o formulă mixtă? Sau eu cred în continuare că sunt doar niște ambiții ale unora în a pune piedică realizării unei investiții foarte importante pentru noi. Și am spus-o și o să o spun permanent. Dom'le, ne tot lăudăm că încercăm, facem tot posibilul să fluidizăm traficul în Târgu Jiu. Tot facem declarații mai de care mai de care mai pompoase, care mai de care mai cu rezultate extraordinare, dar când cineva vine cu o propunere, pentru că propunerea nu a fost a nu știu cui, nu se poate. Hai să-i punem o piedică. Noi cei 6 consilieri care am semnat și am avut inițiativa semnării unui proiect de hotărâre, am gândit-o la acest mod. Dom'le, avem nevoie sau nu avem nevoie? Avem nevoie pentru că de ani de zile discutăm despre parcări în municipiul Târgu Jiu. Cu toții vedem ce înseamnă traficul în Târgu Jiu și la o primă analiză am rămas cu toții stupefiați de creșterea din ultimul an a numărului de mașini din municipiul Târgu Jiu. S-a ajuns deja la peste 33.000 de mașini înregistrate, înmatriculate în municipiul Târgu Jiu. Dacă înmulțim 33.000 cu suprafața pe care o ocupă o mașină, ne îngrozim ce suprafață din municipiul Târgu Jiu este acoperită de mașinile care sunt în acest moment înmatriculate, lăsând la o parte celelalte mașini și celelalte autoturisme care pot veni din exterior și care la rândul lor pot să ocupe locuri de parcare în municipiul Târgu Jiu. Și atunci am zis, haide odată să demarăm, pentru că sunt parcări, sunt proiecte pentru parcări făcute, dar proiectele acestea așteaptă. Proiectul de pe Calea Eroilor cu cele două parcări subterane este în așteptare și nu știm când vom primi bani pentru cele două parcări subterane. Proiectul care privește parcarea supraterană de la Super 2000 a fost depus în martie anul trecut la Ministerul Dezvoltării Regionale pentru Programul Național de Dezvoltare Locală și încă nu au fost finanțate astfel de investiții. Să fi primit finanțare. Încă nu au fost finanțate astfel de investiții. Au fost finanțate investiții privind unități de învățământ, deci partea de învățământ, au fost finanțate lucrări de canalizare, de alimentare cu apă, drumuri în localități, drumuri. Și
Cu regret o spun, nu au fost astfel de investiții finanțate până acum. E adevărat că este o parcare de 320 de locuri acolo la Super 2000 care vine să ar veni să crească numărul locurilor de parcare, dar când vom primi finanțarea? Când vor fi, când va fi făcută licitația? Când va fi realizată investiția? Nu știm. Și atunci am zis, domnule, în decembrie 2018 expiră un contract pentru o suprafață de teren de lângă piața centrală. Haideți să procedăm din timp la toate demersurile și să facem toate demersurile pentru ca acea suprafață de teren să o folosim în ce scop? În scopul de a crea alte locuri de parcare pentru cetățenii din municipiul Târgu Jiu și nu numai, toți cei care vin în Târgu Jiu. În plus față de cele care există. În plus față de cele care există, pentru că acum funcționează această parcare cu 121 de locuri în zona respectivă. Am făcut mai mult. Am făcut o analiză ce înseamnă parcările administrate de către Direcția Publică de Patrimoniu și parcarea de la piața centrală ca și venituri pentru primăria municipiului Târgu Jiu. S-a demonstrat încă o dată că a fost mult mai rentabilă acea parcare pentru primăria municipiului Târgu Jiu. Prin ce? Prin plata chiriei, plata impozitelor, dacă gândim mai departe, prin banii care vin la bugetul de stat și bugetul local, de la salarii, de la tot ce se investește în forța de muncă din zonă și alte lucrări care se fac acolo, vedem că totuși sunt câștiguri serioase. Bun, ce facem? Rămânem la acest nivel sau găsim o soluție să creștem numărul locurilor de parcare în această zonă după decembrie 2018? Și am venit cu propunerea și cu inițiativa de a semna acel proiect de hotărâre. Nu credeam vreodată că o să deranjeze atât de tare faptul că noi, cei șase, am semnat acest proiect de hotărâre și că nu a semnat un alt grup sau o altă persoană proiectul de hotărâre. Iată că au fost găsite tot felul de variante în a nu dezvolta mai departe ideea, ba dimpotrivă, în a o stopa și a o scoate din nou pe linie moartă. Mai avem am avut, iată, și am găsit înțelegere la colegi, am avut încă o dată o propunere la ultima ședință de Consiliu Local, aceea de a mai permite celor care ar fi trebuit ca până la ședința de Consiliu Local să întocmească toate documentele pe care să le prezinte Consiliului Local, să le oferim încă 60 de zile, să le punem la dispoziție încă o perioadă de timp, să întocmească aceste documente pe care să le prezinte Consiliului Local și împreună acolo să ne dăm seama dacă este rentabil să facem noi, primărie, ca și UAT, această parcare, dacă avem fonduri, dacă avem posibilitatea, sau să scoatem la licitație. N-a solicitat nimeni altceva. Să se scoată la licitație această idee pe care am avut-o, cu caie de sarcini, cu condiții pe care să le pună UAT-ul, cu condiții pe care să le pună consilierii. Dom'le, să fie cu moț sau fără moț, să fie cu intrare pe stânga sau pe dreapta, să fie cu mai știu eu cu ce. Dom'le, dar să facem ceva pentru Târgu Jiu. Să înțelegem odată că avem nevoie de locuri de parcare în Târgu Jiu. Nu trebuie să batem pasul pe loc. Și nu trebuie să înțeleagă nimeni că trebuie neapărat să fie un interes dacă cineva vine cu o idee în Consiliul Local. Pentru asta suntem aleși acolo. Am fost aleși și în 2016 ca să facem lucruri bune pentru municipiul ăsta. Nu să luptăm unul împotriva celuilalt, pentru că ideea trebuie să vină neapărat dintr-o direcție și dacă nu vine din direcția respectivă, gata, o stopează unul sau altul care are putere mai mare într-o dacă primarul instituție. Vine acum cu propunerea, domnule, e mai rentabil ca primăria să facă investiția asta, o veți susține? Jos pălăria, dacă face dovada că are
că avem banii necesari să o facem și că avem potențialul să demarăm această investiție, de ce nu? Dar este foarte important să înțelegem care sunt prioritățile noastre. Și este foarte important să înțelegem că sunt niște angajamente pe care trebuie să le onorăm, într-un fel sau altul. Da? Nu a solicitat nimeni, nimănui să facă niciun compromis, dimpotrivă, cu toții am ajuns la o concluzie foarte clară, foarte normală. Doamne, trebuie să facem lucruri bune pentru orașul ăsta. De ce nu se vrea? Nu există niciun interes. S-a discutat în fel și chip, s-au dat tot felul de interpretări și discuțiilor din Consiliu și discuțiilor din mai știu eu ce alte zone. Nu trebuie să sau nu putem să înțelegem odată că dacă nu suntem lăsați să lucrăm în condiții normale și firești, nu se iese nimic bun. Doamne, în 2016 au fost alegeri. Până în 2020, lasă-i frate să demonstreze că, într-adevăr, din promisiunile pe care le-au făcut și din angajamentele pe care le-au făcut, pot face atâtea lucruri bune. În 2020 se face o analiză și cetățenii au posibilitatea să își exprime votul în funcție de realizările din perioada de 4 ani pentru care au fost aleși consilierii locali. Dar în situația în care nu se face nimic altceva decât să fie provocate astfel de războaie și astfel de dispute incorrecte din punctul meu de vedere, pentru că are de suferit nu doar consiliul local, și cetățeanul din municipiul Târgu Jiu are de suferit. Pentru că urmarea nerezolvării unor probleme în Consiliul Local se poate vedea că în Târgu Jiu se mișcă sau nu se mișcă lucrurile. Dacă nu se rezolvă problemele în Consiliul Local, normal că nu se mișcă lucrurile în oraș. Dacă lucrurile merg bine în Consiliul Local și în municipiul Târgu Jiu, se vede că se schimbă ceva în bine. Mesajul care era transmis legat de povestea asta, foarte simplu tradus, era următorul, că cei de la firma care administrează acum parcarea, mă rog, până în decembrie, ar fi susținut în timp, de-a lungul timpului, PSD în alegeri și acum PSD nu rămâne dator și vine cu o formulă de genul acesta. Un mesaj fals. Nu știu cine a lansat acest mesaj. E adevărat mesajul ăsta? Nu, absolut deloc. Nu știu cine a lansat acest mesaj. Sunt oameni respectabili, oameni care au creat locuri de muncă din 90 încoace, oameni care și-au adus aportul la bugetul local și bugetul de stat prin impozite, prin taxe. Păi dacă mediul privat nu este sprijinit absolut deloc de către noi ca și Consiliul Local și ca și primărie, înseamnă că nu facem nimic altceva decât să îi îndepărtăm pe oameni să dezvolte aici activități. Noi trebuie să înțelegem mai mult decât oricând că trebuie să existe o colaborare permanentă, trebuie să existe o participare permanentă la viața din Târgu Jiu și fără niciun interes de nicio altă natură decât acela ca municipiul Târgu Jiu să aibă un beneficiu, un câștig de pe urma acestor colaborări. De ce să nu se meargă pe un parteneriat public-privat? De ce să nu se meargă pe o colaborare? De ce să nu se meargă pe o atribuire? Până la urmă, Consiliul Local are niște obligații, da? De a gândi și a dezvolta tot ce înseamnă domeniu care să aducă un grad de confort sporit cetățenilor municipiului Târgu Jiu. Consiliul Local e cel care administrează domeniul public și privat al municipiului Târgu Jiu. Păi dacă nu este lăsat și dacă se întâmplă lucruri de genul celor care s-au întâmplat în urmă cu câteva zile, în niciun caz aceste lucruri nu conduc la nimic bun pentru noi. Privată, de către primărie, parteneria public-privat, parcarea asta în cât timp se va face? Dacă e necesar, mă rog, dacă e necesară, nu mai e clar de cazul să lămurim, e clar că e necesară,
În cât timp se va putea un face? Un caiet de sarcini bine gândit și... În orice formulă, nu contează niște, care. Și un contract foarte bine gândit, conform și studiului de oportunitate pe care întregul Consiliu Local l-a solicitat și care studiul de oportunitate ne pune la dispoziție câteva informații foarte clare, în maxim 2 ani de zile această parcare poate fi funcțională la capacitatea pe care... Deci anul ăsta se rezolve cu documentațiile, cu studiile... Absolut, absolut. Poate și cu licitația și din primăvara anului viitor să înceapă cumva lucrurile. Absolut, sigur. Dacă deci toate lucrurile astea se întâmplă după decembrie 2018. Până în decembrie 2018, din câte știu eu, există un contract foarte clar între UAT Târgu Jiu și societatea care administrează în acest moment această suprafață de teren. Mai avem foarte puțin, să luăm și mai rapid temele care pe care mi-am mai notat aici. Festivalul Berii, unde va fi organizat până la urmă? Pe aceeași locație pe care a fost și până acum organizat, chiar dacă a venit o solicitare de la un număr destul de serios de cetățeni care locuiesc foarte aproape de această zonă, discuțiile, dacă vor avea loc și schimbarea, dacă va avea loc, va avea loc doar începând cu anul 2019. Pentru 2018 a fost ținută o licitație. Societatea care a câștigat această licitație trebuie să își organizeze cele două evenimente în locația pentru care a licitat. Deci primul eveniment a fost deja organizat, urmează și al doilea eveniment pe aceeași locație. Se poate face, mă rog, un regulament sau un neapărat regulament? Se dea o dispoziție, domnule, după ora X nu mai sigur spargeți timpanele oamenilor. Că sigur, și am discutat întotdeauna aceste lucruri cu instituțiile de ordine publică înainte de începerea evenimentelor. Personal m-am ocupat de acest lucru și fiecare instituție și-a respectat și și-a dus la îndeplinire toate obligațiile pe care le-a avut. Și vis-a-vis de trafic și vis-a-vis de modul de parcare și vis-a-vis de orele de program pe care le-am stabilit împreună, vis-a-vis de alimentare a societăților din zonă. Deci toate lucrurile au fost foarte bine și foarte clar discutate înainte de a începe evenimentele și fiecare instituție a știut care sunt obligațiile pe perioada desfășurării evenimentului. Când va avea loc festivalul Berii? În penultima săptămână a lunii august. Deci la finalul lunii august, tot pe insuliță, unde ar fi posibilă mutarea manifestărilor? Rămâne să discutăm în cadrul locuri. În cadrul Consiliului Local. Noi avem un proiect, dar acel proiect mai durează. Este vorba de o zonă de agrement pe care am cerut să o creioneze foarte bine proiectantul care a preluat această temă pe pe o locație în fostele terenuri ale unității militare. E vorba de acea suprafață de teren de peste 40 de hectare pe care le-am preluat de la Ministerul Apărării Naționale. Într-o anumită zonă, pe un anumit teren, să fie creionată și o suprafață de teren pe care să se desfășoare astfel de evenimente. Dar e de lungă durată și dacă într-adevăr se va discuta în ședința de Consiliu o posibilă mutare, se va căuta cu siguranță o altă locație decât aceasta. Pentru că dacă așteptăm trebuie după aceasta... Sau e prea departe? Nu știu dacă e departe. Poate fi Drăgoeni, poate fi Preajba, pot fi luate în calcul tot felul de variante de acest gen. Ce poate Drăgoeniu, care este destul de des folosit și este zona de agrement acolo. Zic, nu se va reveni în centrul orașului. Pe vremuri, mă rog, pe vremuri. A, în niciun caz în centrul orașului. Se ține în fața primăriei. Cu siguranță nu vom fi de acord vreodată să se revină în centrul orașului cu în fața astfel de organizarea astfel de evenimente.
E un disconfort foarte mare pe care nu cred că și l-ar dori cineva. Încă două chestiuni, pentru că suntem chiar pe final. Se mai reiau anul acesta lucrurile la varianta ocolitoare, din câte știți dumneavoastră? Din păcate nu pot să vă dau un răspuns exact. Colegii mei au fost acum încă o dată, colegii mei de la Serviciul Agricol și domnul secretar au fost încă o dată la București. S-a discutat încă o dată de tot ce a însemnat obligații ale fiecărei instituții în parte. După numirea domnului Neaga, din nou la conducerea companiei sau în conducerea companiei, am încercat să iau legătura cu domnia sa, nu am reușit deocamdată. Sper să port o discuție cu domnia sa în perioada următoare și să obțin mai multe informații. Nu pot să vă dau un răspuns acum. Stadionul municipal? Stadionul municipal depinde de o hotărâre de guvern acum. A trecut de toate celelalte comisii, inclusiv comisia interministerială. Acum rămâne ca în cadrul guvernului să intre pe ordinea de zi un proiect de hotărâre prin care să ne fie atribuite sumele de bani necesare pentru finalizarea investiției. E o sumă destul de serioasă pe care noi, primăria, nu ne o putem permite în acest moment, iar finalizarea poate fi realizată în maxim 3 luni de zile, cu condiția să primim banii cât mai repede de la Guvernul României. Aveți informații pe unde ar fi proiectul acesta de hotărâre? Cu siguranță, Compania Națională de Investiții trebuie să insiste la Ministerul Dezvoltării Regionale să fie introdus proiectul de hotărâre de către Ministerul Dezvoltării Regionale pe ordinea de zi într-o ședință de guvern. În ideea că poate să va reuși să se finalizeze până la urmă lucrarea anul acesta. Că dacă se mai întârzie, s-ar putea să... Dacă ne dau banii în luna iulie, în 3 luni de zile lucrarea este finalizată. Am înțeles și atât suntem la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de telespectatori aici la Dilemele Zilei la Tele3. Rămâneți cu televiziunea noastră, mai bine!